Având ca scop promovarea plurilingvismului, precum și sensibilizarea în privința culturii, limbii și civilizației românești, lectoratul de limbă română al Universității Ștefan cel Mare din Suceava la Universitatea Națională Iuri Fetkoviș din Cernăuți, Ucraina, a organizat o activitate culturală adresată comunității academice de la Universitatea din Cernăuți. În cadrul evenimentului, o parte dintre cursanți a cântat colinde românești însoțite de urări de belșug și sănătate pentru noul an. În contextul în care luna decembrie a anului trecut a fost posibilă prezența on-site, activitățile s-au desfășurat în sala lectoratului USV. Pe lângă activitățile curente de predare și de evaluare desfășurate, au fost prezentate publicului colinde și obiceiuri legate de sărbătorile de iarnă românești. Făcând parte din calendarul popular, sărbătorile de iarnă ne individualizează și ne definesc și sunt poate cele mai relevante prin cultura spirituală a românilor.